Vei putea urmări în acest clip rezolvarea subiectului dat la evaluarea națională 2022. Primul exercițiu extrem de ușor, 10 împărțit la 10 este 1, 10 și cu 1 fac 11, deci răspunsul D. Aici nu era nevoie de calcule pe hârtie. Îți amintesc că proprietatea fundamentală a proporției A ori B egal cu 20 și atunci A ori B vei încercui răspunsul de 20. Atenție! Opusul numărului 5 este minus 5. Cred că chiar într-unul dintre testele de antrenament propuse de mine, săptămâna trecută, găseai un astfel de exercițiu. Deci, cumva, a fost bine dacă l-ai rezolvat. Și, la fel, am scris câteva exerciții cu transformare în fracție. 1,3 se transformă în 13 pe 10. Deci, răspunsul B. Și am ajuns la cel de-al cincilea exercițiu, produsul numerelor 2 radical din 2 ori 1 pe 2 radical din 2, la fel poți să-l faci mental și atunci răspunsul corect l-a dat Radu. Răspunsul C. Peste, am ajuns la problema 6 și e bine să vezi câți ani are Cătălin Andrei după 2 ani. Andrei după 2 ani va avea 30 de ani, Cătălina după 2 ani va avea 13 plus 2, 15 ani, evident că peste 2 ani are dublul vârstei pe care o avea Cătălina, deci afirmația este adevărată. Și am ajuns la cel de-al doilea subiect, în care AB-ul, dacă are lungimea de 10, înseamnă că și AC este de 10 pentru că spunea că A este mijlocul, B este mijlocul întregului segment, deci aici vom avea 20 și atunci tot segmentul CD are lungimea de 40, deci răspunsul D. Îți amintesc că două unghiuri opuse la vârf sunt congruente dacă măsura unghiului AOC este de 60 de grade și BOD este de 60 de grade și atunci răspunsul B, pe care îl puteai afla și cu raportorul, de exemplu. În figura aceasta avem un romb, dar rombul nu este oarecare. Ai laturile lui BD este de 12, laturile rombului sunt egale de CAD este de 12, înseamnă că triunghiul ABD este unul echilateral. Și atunci înălțimea în acest triunghi va avea lungimea L radical din 3 pe 2. Am vrut să pun O. Înseamnă că AO este L radical din 3 pe 2, adică 6 radical din 3, pentru că 12 radical din 3 pe 2, 6 radical din 3. G este centrul de greutate al celuilalt triunghi echilateral, înseamnă că OG va fi o treime din 6 radical din 3, deci va fi 2 radical din 3 și adunând cele două, vei obține lungimea lui AG de 8 radical din 3, deci răspunsul de la această problemă. Ai aici un trapez cu lungimile de 5 cm, pentru că tot AB-ul este de 10, vei avea, nu, ni se cere măsura unghiului ABC, pentru că tot AB-ul este de 10, vei avea 5 și 5, acesta este de 5, evident, se formează un triunghi dreptunghic, hai să-i spunem COB, dreptunghic isoscel, deci unghiul va fi de 45 de grade, dar puteai să-l găsești și cu ajutorul raportorului, că era aproape la scară. Nu aveai cum să-l greșești. Bun, am amintit și în testele mele de antrenament că un triunghi care are una din laturi diametru este triunghi dreptunghic. Cum măsura arcului acesta este de 120 de grade, înseamnă că acest unghi este de 60 de grade. Jumătate din arc. Acesta, pentru că AU este de 90, acesta va fi de 30 de grade și atunci lungimea lui AB este jumătate din ipotenuza BC. Cum ipotenuza este de 10 cm, lungimea este de 5 cm, răspunsul la această problemă. Am ajuns la problema 6, în care ni se cere lungimea diagonalei. Păi AC, numerele 3, 4 sunt AB-ul de 4, BC-ul de 3, 3, 4, 5 sunt pitagorice sau pur și simplu faci teorema lui Pitagora. CC prim are AE, GG este cât AE, deci este de 12 și când vei face teorema lui Pitagora în triunghiul ACG vei avea 5 la a doua plus 12 la a doua, care fac 25 plus 144, 169 și când vei scoate radical îți va da 13. Deci răspunsul B la această problemă.
Și am ajuns la subiectele pe care trebuie să le rezolvi. Eu aici sfătuiesc, era bine dacă scriai frumos. Notezi cu A numărul de timbre pe care le are Maria, timbrele Mariei, Anei, hai să le luăm în, pe care le are Ana. Notezi cu M timbrele pe care le are Maria și notezi cu V timbrele, numărul de timbre pe care le are Vlad. Și atunci, ai așa, suma lor, Ana plus Maria plus Vlad, 396. Ana are cu 25 de timbre mai mult decât Maria, Maria plus 25, și cu 16 mai puține decât Vlad. Bun, și hai să vedem. Poate avea Ana 132 de timbre? Nu. De ce? Pentru că dacă adunăm aceste două relații, de două ori numărul timbrelor Mariei este timbrelor Anei, va fi numărul timbrelor Mariei plus Vlad și plus 9. Iar aici vei avea 264, egal cu numărul timbrelor pe care le are Maria plus Vlad plus 9. Iar Maria plus Vlad de aici ar fi 396 minus 264, adică 132, relație care nu este adevărată. În rezolvările scrise am justificat altfel, le poți găsi pe Insta, pe Facebook sau chiar și pe TikTok. Dar cum vrei tu, există mai multe posibilități aici de a motiva. Și acum rezolvarea propriu-zisă, reiei ce ai scris relațiile anterioare, după ce ai notat numărul de timbre pe care le are Ana și așa mai departe, voi scoate numărul de timbre pe care le are Maria A-25, numărul de timbre pe care le are Vlad A plus 16 și voi înlocui în prima. Deci vom avea A plus A minus 25 plus A plus 16 este 396 și facem calculele. 3A egal 396 plus 25 minus 16, deci 3A, vom face aici calcule, 396 plus 9 fac 405, de unde A este 135. Verific încă o dată calcule, 1 în 10 de 3 ori în 15 de 5 ori. Și dacă am aflat numărul de timbre pe care le are Ana, vom afla pe cele ale lui Vlad, 135 plus 16 înseamnă 151 de timbre. Bun, mergem la expresie, aici sunt calcule simple, formula de calcul prescurtat x pătrat plus 2x plus 1 plus 2, aceeași formulă de calcul, dar cu minus, și calculele cu atenție, minus 3x pătrat plus 3. Faci evident toate înmulțirile cu 2, plus 2x la a doua minus 4x plus 2, minus 3x la a doua plus 3. Și vom face aceste calcule, vom avea, păi 2x minus 4x fac minus 2x, 1 și cu 2 și cu 3 fac 6, adică ceea ce trebuia să arătăm. Iar la B pur și simplu vei înlocui minus 2x plus 6 mai mic decât x, 6 mai mic decât 3x, de unde x mai mare decât 2, deci numerele mai mari decât 2 sunt numerele din intervalul 2 infinit. Și am ajuns la acest calcul simplu, f de 0 este 0 minus 1, f de 1 este 1 minus 1 și când faci adunarea acestor două relații, facem adunarea, f de 0 plus f de 1 va fi minus 1. Bun, aflăm întâi punctul A, pentru că este pe axa x-ilor, înseamnă că f de x egal cu 0, adică x minus 1 e 0, adică x-ul e 1, deci A-ul este de coordonate 1, 0, aflăm B-ul de coordonate 0, y, sigur, nu sunt doar metodele astea de a afla, fiecare cum s-a obișnuit. Y-ul este minus 1, deci B-ul este de coordonate 0, minus 1. Înseamnă că triunghiul OAB este un triunghi dreptunghi isoscel. Nu, nici nu ne interesează că isoscel, dar am nevoie să calculez aria lui. Și aflăm aria triunghiului OAB este catetă 1 ori catetă 2 pe 2, adică 1 pe 2, și pentru că ce este mijlocul segmentului, OC este mediană în acest triunghi și mediana împarte triunghiul în două triunghiuri de arii egale. Deci aria triunghiului cerut 9, OBC, este aria triunghiului AOB pe 2. 1 pe 2 împărțit la 2, 1 pe 4 unități de
Arie. Evident că nu e singura metodă. Puteai să faci chiar calcul în acel triunghi. Și am ajuns la această problemă de geometrie, problema numărul 4, în care în primul punct ni se cerea să calculăm area triunghiului CAD. Păi AC-ul este de 10, AE-ul de 20, AB-ul este de 4, eu scriu pe el, AC-ul este de 8, am scris AD-ul, acesta este de 10 și acesta este de 8, iar unghiul este important pentru noi, că unghiul CAD este de 30 de grade. Și atunci aria acestui triunghi CAD este AC ori AD ori sinusul unghiului de 30 de grade, CAD, pe 2. Deci vom avea 8 ori 10 ori 1 pe 2, sin de 30 pe 2, și vei face calculele 2 cu 8, 4, 4 cu 2, 20 de centimetri pătrați. Sigur că nu e singura metodă. Și acum atenție mare. Avem două triunghiuri asemenea. Dacă observai, acest lucru este perfect. Triunghiul BAD este asemenea cu triunghiul CAE și explicăm de ce. Păi ea privește. BA are 8, 4 cm, iar AC din celălalt triunghi are 8. BA pe AC este egal. AD-ul din primul triunghi are lungimea, să scriu aici, AD are lungimea de 10, iar AD-ul din primul triunghi are lungimea de 10, iar AE-ul din al doilea triunghi are lungimea de 20. Hai să scriu AE, pentru că poți să scrii tu la examen, 4 pe 8 este 10 pe 20. Și încă ceva este foarte important. Unghiul BAD are aceeași măsură cu unghiul CAE. CAE. De ce? Pentru că, uite, voi lua un pix cu roșu, este format din BAC pe care eu spun A, celălalt are DAE pe care spun A, pentru că, de ce? Ne spune aici, BAC egal cu DAE. Și înseamnă că unghiurile noastre sunt formate din A plus 30 de grade. Vezi, BAD-ul e A plus 30 și CAE-ul este tot A plus 30. Evident că trebuie scris puțin mai frumos decât am scris eu aici și eu sper că așa ai scris la examen. Deci înseamnă că triunghiurile noastre au laturi proporționale și unghiuri dintre ele congruente. Deci înseamnă că triunghiurile sunt asemenea și vom putea completa cu raportul de asemănare BA pe AC egal cu AD pe AE egal cu BD pe CE. Cum raportul de asemănare îl vedem că e 1 pe 2, rezultă că BD pe CE este 1 pe 2, de unde CE este 2BD, adică ce trebuia să obții. Am ajuns la cea de-a cincea problemă din acest subiect, în care, în primul punct, ni se cere să arătăm că el este mijloc. Noi știm că AD este de 10, CD este tot de 10, iar unghiul B este de 45 de grade. Bun, și prima dată ni se cere să arătăm că el este mijlocul acestei laturi. De ier este paralelă, înseamnă că acest unghi ier este tot 45 de grade, pentru că de ier fiind paralel cu BC, tăiate de secanta AB, formează unghiuri corespondente congruente. De ier A este congruent cu unghiul B, deci înseamnă că de ier A este este de 45 de grade. Păi înseamnă că triunghiul ARD este un triunghi isoscel, pentru că acesta A este de 90 de grade, are un unghi de 45, înseamnă că și D-ul acesta este de 45, deci rezultă că și AD ieri este, pentru că, trebuia să scriem aici, este de 45 de grade. Păi înseamnă că A ieri are lungimea de 10 cm. Deci am aflat că A ieri este de 10 pentru că este egală cu AD-ul, care este tot de 10. DCB ier este un paralelogram pentru că are laturile de ier paralel cu BC și DC paralel cu IRB și atunci înseamnă că și IRB este tot de 10 cm, înseamnă că ier este mijlocul lui AB. Deci am terminat primul punct. Voi începe rezolvarea subpunctului B aici. Noi avem în triunghiul
BT este un trunghi dreptunghic isoscel. Are BO de 45, are AO de 90, vei scrie asta evident la examen. De ce este linie mijlocie în acest triunghi? De ce? Pentru că este paralelă cu AB și jumătate din AB. Și asta vei scrie evident la examen. TR este în acest triunghi median. Cum unghiul putem motiva cu extrem de mare ușurință că unghiul DAC este un unghi de 45 de grade, pentru că triunghiul DAC este dreptunghic isoscel, înseamnă că și AC, într-un triunghi dreptunghic isoscel, AC este bisectoare, triunghiul este isoscel, din aceste două relații îți va rezulta că AC este și mediană. Păi dacă este și mediană, înseamnă că punctul O este centrul de greutate al acestui triunghi și înseamnă că TO este 2/3 din mediana TR pe care o calculăm cu teorema lui Pitagora în triunghiul TAR. Și avem 10 pătrat plus 20 pătrat, pentru că aceasta este 10 dacă am linie mijlocie, înseamnă că este 2/3 din radical din 5, 10 radical din 5. Deci 20 radical din 5 pe 3 lungimea acestui segment. Și am ajuns la problema de geometrie în spațiu. Volumul este extrem de ușor, area bazei ori înălțimea. Baza este un triunghi echilateral, el pătrat radical din 3 pe 4 ori înălțimea. Și atunci avem 110 pătrat radical din 3 pe 4 ori înălțimea, care e 10, tăiem 4, 25, deci 250 radical din 3 centimetri cubi, adică exact ceea ce trebuia să demonstrăm. Și am ajuns la cealaltă problemă, pentru care ai mai multe metode de rezolvat. Volumul piramidei EMBC în două moduri, extrem de ușor, calculezi BE ori area lui MBC pe 2, calculezi area lui EMC ori X pe 3, cred că am zis pe 2, și scoți de aici distanța. Dar foarte bine poți să și construiești, motivând, evident. Voi duce BN, voi începe rezolvarea aici, să am loc. BN este perpendicular pe EMIE, dar noi trebuie să arătăm că este perpendicular pe tot planul EMC. BN este perpendicular și pe CM. De ce? Pentru că, scriu așa, pentru că CM este perpendicular pe AB înălțime într-un triunghi echilateral și CM este perpendicular pe BE, pentru că BE este înălțimea prismei, deci este perpendicular pe orice dreaptă din planul bazei. Și atunci înseamnă de aici că CM este perpendicular pe planul ABE, din care faci ABE, din care face parte BN. BN este inclus în acest plan. Și atunci distanța cerută este BN. Distanța de la B la planul EMC este chiar BN. Și cum o voi afla? Triunghiul EBM este un triunghi dreptunghic în B și atunci ca să-l aflăm pe BN vom face catetă 1 ori catetă 2 pe ipotenuză. MB, care este jumătate din latură, care e 5, BE, care e de 10, iar ipotenuza o voi calcula eu imediat, radical din 25 plus 100. La examen, evident, cu mai multe explicații. 5 radical din 5. Voi tăia, raționalizez 10 radical din 5 pe 5, deci 2 radical din 5. Sper că ai rezolvat și vei lua notă mare.